Parte, de foarte departe, din Popești. Din Popești să trăiești. Din Popești, ca să înțelegeți până aici, mănânci 6-7 vagoane de pâine, cam la orele astea. Dar cu toate astea, în 5 minute a venit să vorbim despre brațe. Da. N-ai nimerit unde trebuie, că eu n-am... Na, eu tot, toate flotările le fac mental. Am înțeles. De n-am, acum m-am văzut la televizor cu brațele astea, mi se pare că trebuie să fac ceva cu mine. Nu e important doar să vrei, e important să și faci ceva pentru a obține, foarte important. Am înțeles. Mă apuc, mai bine o săptămână de rușine la mare decât un an de transpirație la sală. Asta e principiul nostru, domnilor, nu-i așa? Bun, cu ce începem? O să începem cu două exerciții pentru brațe și o să facem primul exercițiu, o să luăm gantelele, da. Și o să facem flexii, da, pentru bicepsi. Putem să folosim o priză neutră. Ținem bine abdomenul încordat, spatele drept, privirea în față și o să începem, da? Nu vreau să ducem brațul sus, da, aici. Îl ținem pe lângă trunchi, da? Nu vreau balans din coloană, nu balansăm, da? Ne concentrăm doar pe biceps. Și coborâm acum pe efort, dăm aerul afară. Coborâm și inspirăm pe nas. Și continuăm, da? Putem să facem 3-4 serii, câte 12-15 repetări și după care schimbăm. Bun, un exercițiu foarte bun pentru triceps. Mă anunț dumneata când termin. Vrei să mai mă întreb ceva, dar nu, nu. Răzvan, scuze. Am făcut-o intenționat fost. Nu am auzit nimic din ce ai zis. Ia uite. Atenție, spatele drept, da? Vreau brațul ușor mai sus față de nivelul trunchiului și de aici venim în extens. Și aia vreau. Nu vreau să duci aici, nu vreau să faci așa repede, da? Controlat. Sus, menții, coboară lent. Revino lent, pardon, da? Bun, continuă. Inspiră și expiră. Controlat, foarte bine. Tot la fel, pentru triceps, extensii, da? Luăm ambele gantere, le ducem aici, deasupra capului. Atenție, nu vreau spatele aici, coloana. Nu vreau cântece de jale. Bun, vreau bazinul în față, să nu stăm cu spatele arcuit. Și facem mișcarea, brațele, atenție, nu vreau coatele în exterior. Să nu ducem coatele în exterior, da? Sus, împinge din triceps, coboară lent. Expiră și inspiră. Ține bine abdomenul încordat. Bun, pentru umeri. Hai să facem și câteva pentru umeri. Place mult grupa aceasta. Pentru deltoidul median, da. Aici, ridică lateral. Du-te până la nivelul umerilor și coboară lent. Sus, împinge din triceps, din umăr. Nu din triceps. Bun. Nu zic că nu te-am corectat, pentru că... Sus, nu-i problemă, mă corectez. N-am unde-i triceps. Emoții. Da, și da. Expiră și inspiră. După care, pentru partea anterioară a umărului, aici, ridicările frontale, da? Putem să facem și așa, da? Cu ce priză vă este mai ok. Atenție, la fel. Nu vreau să balansăm, da? Din umeri ridicăm, da? Excelent. Mai avem un minut din travaliul ăsta. Foarte cald aici. E cald, într-adevăr. E foarte cald aici. Știi piesa cu Cocos Mansuit? Nu. Voi aveți, e adevărat că aveți niște piese de-astea motivaționale la sală, nu? În funcție de grupele de muzici pe care le lucrați sau... Nu, nu neapărat. Ați încercat vreodată să faceți sală pe piesa În Cocos M-am Suit? Nu, nici măcar nu cunosc piesa, da? Vai de mine. Vrei să mi-o prezis, nu? Nu, mulțumesc tare mult. S-a cântat mai înainte, mai bine decât originalul, a cântat-o Florin. Aș vrea să faceți de-astea pe... Se face, domnul Dani, pe muzică de copii? Se face la sală ceva antrenament? Se bagă în casă? Dumneavoastră aveți în cască așa ceva când faceți mișcare? Ce-ar fi să...
Eu sunt împotriva muzicii atunci când faci sport în general, din motiv pe care nu stau să le explic. Îmi plac băieții care vin la sală cu niște căști mai mari decât capul lor, pentru a se simți singuri. Dar ei se pot simți și fără să plătească abonament și să vină la ora la care venim chiar toți. Dar cum ar fi să fie asta o piesă motivațională pentru sport? Ce auzi acum? Nici nu vreau să mă gândesc. Eu pe asta promit să încerc astăzi, după două luni de accidentare, bar muscle-a, pe piesa asta. Pentru că în cocos ne suim. Am înțeles. E o piesă frumoasă pentru cei mici. Eu am o surioară mică, are 10 ani, deci... Să-ți trăiască. Mulțumesc. Da, foarte. Tot mai greu devine momentul ăsta. De ce mă puneți pe mine să-l fac, nu știu. Vrei să tragem o concluzie? Nu. Da, de exact. Știu eu. Știu eu de ce ai picat tu. De ce, Dan? Pentru că dacă vrea, domnișoara Chira poate să primească fotografii cu tine... În liceu, când aveai fundul ăla tip cască de motociclist și purtai colanței fanatic. Oh. Răzvan, mamă, vezi că avea cel mai bun fund în clasa 12. Eu nu mă uitam, dar ziceau colegele să-l conving să nu mai poarte colanți. Se purtau colanți tip Axel Rose sau Milli Vanilli. Mulțumim, Dani. Cu plăcere, Răzvan. Te mai sunăm. Erai peste Chira. Eu vă mulțumesc.